Salutare, prieteni, și bine ați revenit pe canalul Dulcinele. Dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Dacă îți place acest video, nu uita să-mi dai un like și să te abonezi, pentru că în fiecare săptămână postez un dulcinel nou. Dulcinelul de astăzi se adresează începătorilor. Știu sigur că am printre abonații mei și urmăritori de vârste destul de fragede care încearcă să și testeze talentele în bucătărie. Ei bine, această rețetă este pentru voi. Este foarte simplu de făcut, acest chec minunat cu portocale și cu ciocolată. Am pus și bombonele de ciocolată pe acolo prin el. Sigur o să vă placă, pentru că e super, super simplu. Hai să vedem! Într-un vas încăpător am spart 3 ouă medi, pe care l-am mixat cu puțină sare timp de 2-3 minute. Nu trebuie neapărat să folosiți mixerul, puteți să folosiți un simplu tel. Ideea este că trebuie bătute destul de bine înainte de a adăuga zahărul. Zahărul în cantitate de 120 de grame. Puteți să folosiți zahăr alb, zahăr brun sau chiar înlocuitor de zahăr, de exemplu zahăr de mesteacăn sau de cocos. Este mult mai puțin caloric și mai sănătos. Am terminat de mixat zahărul cu ouă, am adăugat 50 de ml de unt topit și 100 de ml de chefir. Puteți să folosiți în loc de chefir iaurt natural sau lapte bătut. Mai mixați, nu știu, un minut maxim. Apoi am adăugat coajă rasă de la jumătate de portocală. Mare atenție înainte să folosiți portocale sau coajă de portocală mai ales, să o spălați bine sub jet de apă fierbinte, pentru că unele portocale sunt tratate. Am adăugat zahăr vanilat, puteți folosi extract de vanilie sau orice altă aromă vă place, și apoi am cernut 180 de grame de făină și o linguriță de praf de copt. O linguriță cu vârf, aș zice, de praf de copt. Am încorporat făina cu ajutorul unei spatule. De la acest punct mai este nevoie să folosiți mixerul sau telul, pentru că se va duce din aerul acela acumulat în timpul mixării ouălelor. Și gata, acesta este checul. L-am turnat într-o tavă de copt, am folosit o tavă de chec de 30 x 10 plus 6 cm înălțime, ceva de genul ăsta, orice tavă de chec, mai micuță așa, nu foarte mare, este suficientă. Apoi am tăiat pulpa de la portocală, fără partea albă, doar pulpa de portocală tăiată bucățele, pe care am pus-o într-un vas. Și foarte, foarte important, dacă nu vreți ca bucățile de portocală sau dacă folosiți alte fructe, e ok, dați prin făină. O lingură de făină este suficientă pentru a îmbrăca bucățile de fruct și pentru a le ajuta să rămână la suprafață sau maxim pe la mijlocul checului. Așa, dacă le lăsați libere, se vor duce toate la fundul checului în timpul coacerii. Bun, bucățelele de portocală sunt gata pentru a fi puse pe chec. Pe lângă bucățele de portocală, eu am pus și bomboane de ciocolată. Le am pe acestea de la Ikea. Înăuntru cred că au niște caramel. Sunt foarte bune, delicioase aceste bomboane de la Ikea. Le-am presărat peste tot peste suprafața checului, apoi am pus bucățelele de portocală și am dat checul la cuptor, la 180 de grade, fără ventilație, pentru 30-35 de minute. Eu zic că după 30 de minute încercați cu o scobitoare și dacă aceasta este curată din mijlocul checului, înseamnă că este gata. Ia uitați cum arată, este superb, este foarte umed, dar o textură umedă, nu este un chec uscat. Este plin de aromă, pentru că are și coajă de portocală, are și bucățele de portocală și ciocolată. E super, e perfect. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Sper să vă placă acest chec simpluț cu portocale pe care vi l-am propus acum. Sper că ați trecut peste faptul că vocea mea sună dubios. Mă lupt cu un mic guturai pe care mi l-a adus Carla cu dărnicie de la grădiniță. Ne auzim și pe rețelele de socializare și până la următorul dulcinel vă îmbrățișez pe toți cu drag. Vă pup!